Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, urmăriți știrile locale, Antena 3 DEVA. Hunedoara are șansă să fie reprezentată în Parlamentul European, asta pentru că lista UDMR la europarlamentare este deschisă de președintele organizației județene, Iuliu Winkler. Acesta spune că pe agenda sa se află politicile verzi UE, pe care le consideră greșite. El crede că trebuie făcute schimbări în așa fel încât costul tranziției să nu fie suportat de omul simplu, ci prin fonduri alocate de Uniunea Europeană. Consiliul Permanent al UDMR a analizat la începutul lunii martie candidaturile depuse pentru alegerile europarlamentare și a decis că lista va fi deschisă de hunedoreanul Iuliu Winkler. Acesta spune că se află în plină campanie, atât pentru fotoliul de europarlamentar, cât și pentru alegerile locale din județ. Nu neapărat de la Bruxelles văd această campanie, ci o văd și din țară, pentru că sunt în permanentă mișcare. Evident, așa se întâmplă că suntem deja în plină campanie electorală. Primul pas este acela de strângere a semnăturilor de sprijin necesare pentru listele de candidați. Acum, sigur, cele 200.000 de semnături pentru candidatura pentru Parlamentul European, dar simultan cu acest lucru strângem și semnăturile pentru candidații noștri la primării, la consilii locale, consilii județene. Merge bine, pentru că văd foarte mulți oameni mobilizați, comunitatea maghiară este mobilizată, merge greu, dacă doriți, deci cu un mare grad de răspundere, pentru că de asemenea întâlnesc foarte mulți oameni nemulțumiți. Oameni nemulțumiți de situația nivelului de trai, a costurilor vieții, oameni nemulțumiți de deciziile Uniunii Europene pe care nu le înțeleg și care multe dintre ele nu ne sunt nouă favorabile aici în estul Europei sau în România, oameni care nu înțeleg situația războiului din Ucraina, care nu înțeleg situația prețurilor energiei, care nu înțeleg situația din politica agricolă comună și de ce anume trebuie să facă fermierii din estul Europei, spre exemplu, sacrificii pentru a ajuta Ucraina, când Ucraina trebuie ajutată în alt mod și nu prin sacrificiul, prin falimentul fermierilor noștri din România, Ungaria sau Polonia. Deci văd și aceste greutăți, dar simt și sprijinul comunității, chestiune care mă mobilizează extrem de mult. Liderul UDMR Hunedoara spune că alegerile din iunie vor influența deciziile în Uniunea Europeană pentru un deceniu și de aceea votul este extrem de important. Iuliu Winkler spune că se va lupta pentru combaterea ideologiei verzi, care a nemulțumit o mare parte din electorat și scoate fermierii europeni în stradă. Acesta spune că există soluții și trebuie căutate în locuri potrivite, nu în politică anti-UE. Orice decizie care nu ține cont de câteva principii fundamentale, noi, și în Partidul Popular European, dar și în UDMR, credem că trebuie readusă pe masa discuției. Și vă dau câteva exemple. În primul rând, această tranziție verde, care vine cu mașini electrice, cu mobilitate electrică, cu panouri solare pentru toată lumea, cu toate aceste lucruri sunt foarte bune și foarte pozitive. Întrebarea fundamentală este cine plătește. Pentru că dacă nu avem o tranziție justă și dacă vedem că mobilitatea devine un lux, dacă vedem că să-ți încălzești casa devine un lux, dacă vedem că lucrurile sunt exagerate din motivație ideologică, atunci suntem pe un drum greșit. Și noi acum considerăm, UDMR, că Uniunea Europeană, mai exact conducerea de astăzi a Uniunii Europene, este pe un asemenea drum greșit. Pentru noi, cel mai important lucru este caracterul just al tranziției. Nu este admisibil ca oamenii să plătească prețul tranziției, nu este admisibil ca așteptările să fie aceleași în fața unei regiuni defavorizate. Vă dau un exemplu la noi în județ, Valea Jiului. Nu poate să răspundă la fel ca o regiune din Suedia sau o regiune din Belgia la provocările care se pun. Președintele UDMR Hunedoara Iuliu Winkler are 60 de ani. A fost subprefect, deputat, ministru pentru comerț, apoi ministru al comunicațiilor și reprezintă România la Bruxelles încă din anul 2007. UDMR are ca țintă la alegerile din 9 iunie păstrarea celor doi europarlamentari la Bruxelles.